domnule Dumitru. La mulți ani, multă sănătate. Bună seara, Valin, și mulțumesc pentru telefon, vă mulțumesc pentru intervenție și vă doresc din toată inima multă, multă, multă sănătate. Doamne ajută! Cum vă mai simțiți? Salute, cum vă mai merge salute, treaba? Salute pe invitații tăi. La mulți ani. Bună seara și la mulți ani, să fii sănătos. Multe bucurii. Da. Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu și Remus Răurean. O rugăminte la Ilie. Așa. L-aș ruga din toată inima, dacă poate și vrea, pe lângă ceea ce face el la televiziune, să se mai ducă la un club, indiferent cât de mic ar fi el, să învețe copiii, că sunt convins că copiii, când o să-l vadă pe Ilie, o să fie eclipsați de prezența lui, să învețe copiii abecedarul fotbalului, că fotbalul are nevoie de abecedar deocamdată. La noi? Da. Da. Deci, ce zici, Ilie? Bă, o zi pe săptămână ai putea să te duci undeva așa. Prietenul meu cu Simion, am cochiat. Cu Simion a prioritățit cu UTA, dar nu s-a concretizat la UTA Arad. Da, da, da. Acolo să mai înveți un copil să dea o pasă. Crezi că nu ajungeam și pe la copii și juniori acolo? Da. Dintr-un off v-a venit această rugăminte, domnul Dumitru. Că vedeți... Și la el și la toată generația de aur care a fost și care este în continuare, sunt sărătoși și sunt în puterea, să spun așa, în pretinderea puterilor, da. Să ajute fotbalul să meargă în mijlocul copiilor și să învețe tainele și totodată abecedarul fotbalului. Da, interesant. Domnul Dumitru, dumneavoastră ce mai faceți? Cum mai vă mai merge? Cum vă mai simțiți? Vale, în primul rând mă simt bine. Pe data de 5 trebuie să mă duc la analiză, să fac PSA-ul din nou. Din punctul ăsta de vedere mă simt bine. Dumnezeu să mă ajute să fie așa. Doamne ajută. Cum ați primit vestea decesului lui Pele? Păi, îți dai seama că fiecare fotbalist, în condițiile când pleacă dintre noi, este un regret. Îmi pare rău că în sfârșit, l-am supărat la timpul respectiv atunci, dar el nu s-a supărat, că știu că am văzut articolele din ziar și în sfârșit chiar a declarat că, în sfârșit, ce a declarat el la timpul respectiv. Îmi pare rău pentru că este la o vârstă când, na, îți spui, domne, a trăit destul, sau, dar niciodată nu-i destul. Fotbalul are deja deocamdată este o pierdere mare din punctul nostru de vedere și al lumii. A ajutat fotbalul și rămâne regele, așa cum l-au numit toți. Eu am avut onoarea și bucuria să pot juca contra lui. Vreau să spun că nu m-am făcut de râs la timpul respectiv și în sfârșit. Ne pare foarte, foarte rău. Cum v-ați simțit la 20 de ani să jucați? Atunci avea două titluri mondiale, Pele. Da. Cum v-ați simțit? 20 de ani aveați, ieșeați dintr-o țară cu puține legături externe și... Da, da, așa e. Bănuiesc că tremurau gladiolele în mod normal, dar... Da. Când s-au cântat imnul și știam că partea stânga noastră este Brazilia, cam tremurau chiloții pe unii dintre noi. Dar eu am avut așa, am fost un timp mai nesimțit în ceea ce privește adversarul. De fiecare dată, mi-a fost cam frică în primele 15 minute, 10-15 minute, până l-am deposedat vreo 3-4 ori. Și atunci mi-am dat seama că lucrurile nu sunt așa cum toată lumea spune. Și am reușit, în mare măsură, să pot să fac față jocului, să mă înscriu și eu în jucătorii ăia, jucătorii români care au avut o prestație bună la campionatul mondial și totodată el a fost totdeauna un băiat bun. Adică ne-am înjurat primele 10-15 minute, 20 de minute, după aia am început să dăm mâna de fiecare dată când ne ciocneam. Țin minte că am făcut o alunecare, scăpase spre Neaculaie și spre Dinu, pe centrul terenului, și Neangelo îmi susese că n-are voie să scape nimeni acolo, decât numai ce scapă de mine. Și când ați luat galbenul, nu? Da, sau nu la asta? Nu era pe timpul nostru, cred, galbene sau roșii. Cred, nu știu.
m-am dus și l-am luat cu ambele picioare, a fost de fapt faul de roșu, trebuia să mă dea afară, dar am fost inconștient în condițiile când am zis, mamă, să duc scapul spre neacula, atunci am dat, i-am luat picioarele, le-am prins, când ne-am sculat, în sfârșit a fost aceeași chestiune cu înjurături și cu asta, și pe urmă, când ne-am mai întâlnit, a dat mâna și ne-am văzut de drum. A fost un meci cu mult mai greu decât erau acelea din campionat. Vă întreb pentru că toți internaționali erau atunci în campionatul nostru. Nu existau jucători în alte ligi. Da. A fost mult mai greu pentru faptul că brazilienii când aveau mingea făceau câte 40 de pase. În condițiile când făceau 40 de pase trebuia să faci echipa să fie cât mai scurtă. Adică să nu ai pe spații, cu toate că ei pasau și pe spații mici tot așa de bine ca și pe spații mari. Și singura diferență care a fost, au fost mai multe, dar una din diferențe care a fost faptul că noi am fost totdeauna lângă ei, i-am deranjat de fiecare dată și am reușit să câștigăm mingea. Atunci când am câștigat-o noi, Neangelo se spunea pe timpuri că era un fel de posesie, dar nu știu cum au numit-o ei. Temporizare au numit-o, da. Dar era tot posesie. Și noi am făcut 30 de pase și noi am dat gol când au fost 20 de pase și așa mai departe, chiar și din corner. Deci, ei diferența lor a fost că Pele, Jairzinho, Tostao și mulți, Rivelino și ăștia alte care au fost, de la 20 de metri încolo aveau o valoare mare și atunci s-a făcut diferența. Cu un Pele care era mai mare decât Dumitrache, dar și Dumitrache a fost mare fotbalist. Sau Tostao, mai mare decât, eu știu, Dembrovski sau mine și mai departe. Și deci aici au făcut ei diferența. Așa cum spuneai tu înainte, că pe timpuri, sau domnul Paraschivescu a spus că a fost o diferență între ei și noi și în condițiile astea era normal să ne fie puțin frică, dar frica a dispărut odată cu timpul. Da, noi revedem în timpul ăsta, în timpul dialogului cu dumneavoastră, mai revedem câteva faze de atunci din 1970 și tot nu-mi vine să cred că aveați și nu erați singurul cu 20 de ani acolo la un turneu final. Acum ne uităm împreună, că și dumneavoastră mai urmăriți, la jucători care ajung mult peste 20 de ani și de la care mai așteptăm să confirme la chiar și la echipele de club, nu mai vorbesc de echipa națională. Vale, nu sunt de vină ei, fotbaliștii, care joacă în Occident și nu poate, adică joacă puțin în Occident și nu poate să facă parte din fotbalul mondial sau mare. De vină suntem noi, că nu ne organizăm. Adică corect. În România corect. E vina noastră. Da, e vina noastră ca societate, ca organizare, orice. Ca orice. Dar ne mințim unii pe alții. Pentru că în talent continuă să existe. Că dacă n-ar fi deloc... Sigur. Și atunci ar trebui să ne organizăm mai bine, să o reglăm din altele, dacă talent nu avem. Da. Deci așa este. Jucători talentați sunt în România, numai că vin la divizia nelucrați. Deci sunt antrenori la copii și juniori care au câștigat canetul de antrenor cu... În sfârșit, nu mai spun că n-are niciun rost, că am spus de fiecare dată. Nu sunt în domeniu. Vin copiii de acolo, antrenamentele sunt slabe, nu învață și lovirea mingii cu stângul sau cu dreptul, nu-i învață mult. Ei vor tactic. Păi dacă pun că cum să joc tactic dacă eu nu știu să lovesc mingea? Da. Pele sau Maradona sau Messi sau Cristiano Ronaldo, pe cine alegeți? Alegeți Pele? Eu mi-a plăcut unul mare de tot care s-a chemat Cruyff. Aha. Bun. Cred că Johan Cruyff se înscrie printre cei trei mari fotbaliști, Pele, Cruyff și Maradona. Uh-huh. Ceilalți, în sfârșit, au fost tot așa de valoroși, dar au jucat toată lumea toți au jucat la timpul lor și au arătat valoarea. Dar cei trei, pentru mine, sunt cei mai mari. Dar ce criteriu puneți întâi? Că nu puneți trofeele, asta e clar. Că la trofee... Nu, fotbalul care l-au prestat și valoarea lor și în sfârșit, și ce la fiecare meci. De fiecare dată când a jucat, și-au respectat numele și au avut succes la echipele naționale, la echipe de club. De cine vă e dor cel mai mult de atunci din lotul de la Guadalajara? Mi-e dor de mulți. De Dumitrache, mi-e dor de
Radu, nu va ele Lucescu, am cu Lucescu am mai vorbit cu Mircea, că e un băiat deosebit, am venit în România, ne-am întâlnit, Dembrovski, deci și am fost o familie adevărată. Eu eram cu Neagu, de-abia venisem și trebuia să ne adaptăm și să ne înscrim pe linia care trebuia să fie. Dar a fost o familie foarte, foarte bună. Ne simțeam și ne vedeam și ne auzeam unii pe alții și asta a fost bine pentru noi. Neymar a declarat că numărul 10 a fost un simplu număr până la Pelé. Are dreptate? Da, așa este. Așa este. Păcat că numărul 10, Neymar, din când în când mai uită de că el a fost numărul și este numărul 10 și mai face greșeli din astea. Mai face greșeli din astea tehnice care am văzut acum au jucat ei cu în campionatul francez și în 10 minute a luat două galbene și a ieșit afară și greu au câștigat. Dar și Neymar. Și după aia au luat bătaie. A lipsit el. Da. După aia au luat bătaie. Da. Mă rog, poate avea ceva organizat de Revelion și da. Probabil da. Așa stau lucrurile, da. Și Neymar e fotbalist, e mare fotbalist. A fost un mondial încheiat recent. Vi se pare că s-a schimbat cu mult fotbalul față de 70? Nu. Eu cred că valoarea în mare a fotbaliștilor a ajuns să fie cam egală, să facă diferența numai excepțiile care sunt. Pentru că sunt mulți fotbaliști care joacă la echipelor naționale și joacă în cluburi urmat, din Olanda, din Spania, din Anglia mai ales, din Italia mai e cum e. Deci și Belgia și Elveția și sunt echipe care au investit, echipe care s-au trezit, au început acum 30 de ani, 40 de ani antrenamentele care le pun în practică și au scos fotbaliști. Cred că fotbalul a ajuns uniformizat, dar cu excepții, cum ar fi Messi, cum ar fi Mbappé sau nu știu, și sunt mulți care Ronaldo, care la o vârstă de asta mai înaintată, care fac diferența. Acum facem să ajungem și noi în fotbalul ăsta uniformizat, chiar dacă nu avem excepții, dar să ne uniformizăm și noi la turneu final. Vale, noi sperăm de fiecare dată că ne calificăm, dar nu avem cum. Noi nu avem multe lucruri care ceilalți le au fotbaliști. Adică nu suntem bine pregătiți fizic, nu lovim mingea așa cum trebuiește. În divizia sunt jucători care nu au valoare fotbalistică. Sunt multe lucruri care trebuie spuse la punct. De altfel, în România trebuie multe, multe, spun așa, nu numai în fotbal, ci multe și altele. Trăind într-o țară destul de avansată, de acum văd lucrurile care trebuie să fie la fel, să fim și noi ca ceilalți, dar e mai greu. Credeți că dacă erați acum fotbalist, v-ați fi dezvoltat la fel de bine? Ați fi avut o carieră la fel de bună? A depins doar de dumneavoastră sau mediul v-ar fi afectat și pe dumneavoastră? Nu, eu cred că dacă în caz ieșeam afară, randamentul meu era dublu față de ce am dat. Eu de multe ori am spus-o pe la televizor, că jucam la Steaua, câștigam campionatul și cupa și primeam niște bani care în două săptămâni terminam. Aveam colegi care erau nensurați și mai departe și veneau după două săptămâni. Bă, deci mie împrumut că nu mai am cutare. Deci nu numai banul. Și cei 7 ani de acasă și multe și altele. Și deci eu cred că dacă mergeam afară puteam să dau un randament mult, mult mai mare și mai bun. Și na, asta a fost viața, n-ai ce să-i faci. Am vrut în România să pot să învăț copiii și să-i antrenez în așa fel încât să poată să ajungă unde să ajungă, dar atunci când am ajuns la echipa națională de două ori, am fost marginalizat și atunci m-am mulțumit să merg la o echipă de divizia A sau B, să pot să-mi fac meseria mea și am terminat așa cum am terminat. Ce vă doriți în afară de sănătate, domnul Dumitru, pentru anul care începe? Vreau să fiu sănătos, să pot să mai trăiesc așa cât Dumnezeu o vrea și să urmăresc fotbalul, să discut cu voi, îmi lipsit foarte mult. Pentru că aici nu lucrez în domeniul fotbalului. Eu nu știu engleză. Mi-e foarte greu să mai învăț la vârsta mea pentru că uit cuvintele românești, dar mi-e prea englezești. Și atunci mă descurc altfel și totodată vreau să spun că îmi lipsește fotbal. Dar cum vă descurcați? Că-s curios acum. Dați din mâini, ce faceți? Vale,
Am, dau de mâini și de picioare, da. Ce ați făcut o vieță? Da. Am pensie din România care o am și în sfârșit nu e așa. Mă refeream cu comunicarea, cum vă descurcați. Adică vă întâlniți cu oameni. Mă descurc în oarecare măsură, dar față de cum am învățat germana, eu aveam 50 și ceva atunci, asta nu pot să o învăț, n-am cum. Mă descurc greu, foarte greu. Da. De exemplu, m-am dus acum să-mi iau 4 bujii și m-am dus fără nevastă, dacă nu mult tot lucru cu ea după mine. Și am explicat lui ăla că sunt 4 locuri, în sfârșit, cu mâna, cu picioarele, și mi-a dat 4 bujii și o cheie de cum îl cheamă, de bujii. Uh-huh. Mă mai descurc, deci dar e greu. Da, e greu. Multă sănătate, să ne auzim cu bine, domnul Dumitru. Mulțumesc și să aveți emisiuni frumoase, Vali. Și încă o dată, Ilie, să nu uiți. Sănătate, toate cele bune. Sănătate, numai bine, sănătate, mult, numai bine. Da.